Zani și Alexandra Dul, la un pas să formeze un cuplu. Dezvăluirile faimosului, mai romantic decât prima oară. Zani și Alexandra Dul, la un pas să formeze un cuplu. Recent, faimosul a făcut o dezvăluire surprinzătoare, și anume că el și războinicul au fost la un pas să formeze o relație, însă acest lucru nu s-a materializat. Zani și Alexandra Dul, la un pas să formeze un cuplu faimosul a luat-o pe Dul și au avut o cină romantică în doi. În același timp, Ana Porgras a mers cu Ștefania Stănilă. Vizibil deranjată de alegerea lui Zani, faimoasa a reacționat. Ana Porgras, se pare că nu este atât de greu să aleagă între mine și Dul, pentru că s-a dus la masă cu Dul. Deci nu este greu absolut deloc. Zani și Alexandra Dul, la un pas să formeze un cuplu. Zani ai curiozități pe care nu ți le-ai exprimat sau manifestat pentru mine. Alexandra Dul, nu. Cred că deja te-am întrebat. Zani, și? Ți-am răspuns? Alexandra cum cumva da, dar nu m-a înțeles. Mi-ai zis că am plecat în Londra, dar unde trebuia să plec? Zani, nu, aia a fost o glumă. Zani, am avut treabă cu ea în trecut. Ne-am cunoscut, ne-am văzut. Dul nu mi-a făcut promisiuni, de aceea am ales să stau cu ea astăzi la masă. A venit odată la mine după ce a băut alcool. Deoarece nu mă înțelegeam cu ea și pentru că nu îmi plac genul ăsta de întâlniri în care ne bem mințile și nu ne putem înțelege. Crezând că e genul acesta de femeie, eu am decis să nu mă mai văd cu ea. Acum ne-am văzut la masă, mai romantic decât ne-am văzut prima oară, Alexandra Dul, nu știu cum mi-am permis să-i trimis un mesaj a doua zi când am ajuns în România. Nici nu m-am gândit la ceva serios, mai ales din partea lui, așa că am zis că dacă-i trimis mesaj prima zi sau a doua, nu e o diferență. Poate am greșit eu, dar momentan nu am ce să fac decât să merg mai departe, și dacă e să fie ceva, o să fie, dacă nu, atunci rămâne așa.